Totul a început în la 14-a noapte a lunii martie, noaptea aniversării a 20 de ani de la nunta părinților mei. A fost o zi minunată, însorită, din câte mi-amintesc. Chiar înainte de începutul primăverii, cald, în mod surprinzător. Vremea frumoasă a fost perfectă pentru atmosfera zilei, fiind căsătoriți timp de 20 de ani, este evident o ocazie importantă. Așa că părinții mei au rezervat o masă la restaurantul nostru italian preferat. Desigur, aceasta era o ocazie formală, așa că purtam cel mai bun costum al meu. Era ora 5:33 de minute și mi-ndreptam cravata când telefonul mi s-a aprins. Am primit un mesaj. Asta este ciudat, mi-am zis eu. Asta nu prea mi se întâmplă de obicei la ora asta. Am verificat mesajul. Era de la mama. Era o harababură de numere și litere, dar prin haosul ăla am putut să descifrez un singur cuvânt. Ajută-mă! N-ar mai trebui să spun că asta m-a îngrijorat foarte tare, așa că i-am trimis imediat un mesaj înapoi. Ești bine? La fel de instantaneu am primit un alt mesaj în care scria: ups, din greșeală. Am oftat cu toată ușurarea pe care am avut-o și am continuat să mă pregătesc. M-am gândit că poate și-a lăsat telefonul în buzunar și s-a trimis mesajul singur. Câteva minute mai târziu am primit încă un mesaj, de data aceasta de la tatăl meu. Am verificat mesajul și din nou a fost un amestec masiv de litere și numere și din nou cu aceeași frază: te rog, ajută-mă. A scos în grămada aia. Înfiorător mi-am zis, deși știam că tatăl meu a fost întotdeauna un glumeț, așa că am presupus că doar se ținea de poante, până când am primit un alt mesaj spunând: ups, din greșeală. De data asta chiar am început să mă panichez. Panică pură, inconfundabilă. A trecut exact o jumătate de minut când am primit exact aceleași două mesaje de la sora mea. Acest lucru nu poate fi doar o coincidență. E imposibil. Într-o stare de anxietate am început să fug la restaurant. Am condus cam un sfert din drum înainte să fiu oprit de un ofițer de poliție. Drumul principal este închis, a spus el. Tocmai ce s-a întâmplat, un accident de mașină. Acesta a fost exact momentul în care am realizat ce se întâmplase cu adevărat. Am cerut să mă lase să trec. Am fost surprins că m-au lăsat să mă duc să văd. Când am ajuns acolo, nu mi-au atras atenția rămășițele mașinii și nici flăcările care au rămas arzând din vehiculul distrus. Nu, ceea ce mi-a atras atenția și m-a îngrozit au fost cadavrele fără viață ale mamei, tatălui și surorii mele. Am cerut ora estimată a deceselor lor. Toți trei au fost uciși instantaneu de coliziune la 5:32, exact cu un minut înainte de primul mesaj pe care l-am primit.